În ediția 100, noi am hotărât să ieșim afară pentru că vrem să întâlnim oameni din stradă care să ne povestească întâmplări, povești de viață, sfaturi de viață sau poate chiar recomandări. Așa că am ieșit afară din platou, vorbim cu oamenii pe care îi întâlnim absolut întâmplător la Titania 100. Hai! Vrem să stăm de vorbă cu un domn care stă aici pe scaun. Ne-a permis să ne apropiem. Bună ziua! Bună ziua! Mă așez lângă barsetca dumneavoastră sau o leacă mai așa? Așa-s plină, da. Cu două. Dar și eu vreau să știu sex ca dumneavoastră. Să-mi scot și eu crușea de aur. Bună ziua! Bună ziua! Te lăsați așa că e sexy! Așa nu, davai! Gata! Deci mă știți, da? Știți și vorba, Titania. Dar mi-ai văzut? Nu. Am testat celebritatea și celebritatea... Valeria a vrut să ajungă la un podcast și visele devin realitate. Da, crezi în așa? Da, eu cred în manifestare. Bine, cred la nivelul că dacă setezi scopul, el cumva creierul tău. Știu ori, eu de cu dânsa, cu prima soție, de 3 ori am divorțat. Dar e ce ești soție acum? Da. Și să mai divorțăm o dată, înțeleg? Nu e o problemă. De 3 ore, oficial de 3 ore. Pe bune ați divorțat? Pe bune, oficial, cu ștampilă, cu o dată la Boiucani, o dată la... Aici, la... La Buica, la Rășcanovca și odată aici, unde e Zaxul, este de aici, înțelegi? De 3 ori am divorțat așa și știi, 2 săptămâni sau peste o lună de zile. Și ați luat înapoi în căsătorie? Păi cum? Ați făcut iar nuntă, petrecere? Da, cum? Care din tăte nunțele a fost cea mai frumoasă? Tete. Tete. Dacă... La care ați câștigat cel mai mult? Cred că... Masă. Ultima. Eu mă ocup intensiv cu așa lucruri care e greu de înțeles. Parapsihologia, extrasensorica, magia, bineînțeles albă, practici spirituale rare, de pildă, eu în ultimii 25-30 de ani nu m-am adresat în general la doctor, că nu că-s prea voinic, am ale mele boli, eu pur și simplu știu ce să fac. În rusește samoisțelenie, autolecuire, eu înțeles energia la oameni. Eu am o energie bună. Dumneavoastră sunteți în general pozitiv, sunteți activi și sunteți jurnaliști. Ne-am întâlnit cu Marcela Nistor. Marcela, actriță. Salut. Și deputată în Parlament. Noroc! Salut! Mă bucur să te văd aici. Și eu și mă bucur. Știi ce fac eu? Eu fac un podcast pe stradă. Nu știu dacă există așa gen de podcast. Ok, nu n-am știut, dar... Deci m-am gândit să ies din platou și să fac cu oamenii din drum, din stradă, să vorbim despre înțelepciune, despre viață, să fie învățat până la vârsta pe care o au și așa mai departe. Cum ți pare ideea? Wow, pare foarte bună, tare faină. Până acum am găsit o grămadă de oameni, tare diferiți. Iată, te-am găsit și pe tine și am să te rog să faci parte din acest episod 100. Stai, faci parte? Da, rămâi? Da, rămân. Bun, prima, ce ai vrut să devii în copilărie? Mai, eu am găsit un jurnal de meu, dar eu nu țin minte asta. Și acolo scrie că vreau să devin balerină. Dar eu nu țin minte asta. Dar n-ai devenit. Nu. Deci știi de ce m-am apropiat de tine? Pentru nu că știu. Ai zâmbit și am avut impresia că mă știi. Te știu, Titania. Ce ai văzut acolo, interesant? Canalul ultimul podcast l-am văzut cu... Olga Manciu. Da, desigur. Și ți-a plăcut? Da. Eu vorbeam acolo despre gândăcelul meu, în sensul că mă simt, mă învinovățesc foarte des. Hai să vorbim despre gândăcei tăi. Tot am vorbit despre episodul 99. Am gândaci. Care? Unul. La care m-am gândit în primul rând, asta e acela că, de exemplu, soțul când se duce mai devreme la lucru, eu nu pot dormi pentru că mă simt vinovată că el lucrează și eu dorm. O, pe să eu tot ăla. Da, da, este gândacul. Asta prima la care m-am gândit acum imediat. Ce fain, eu tot îl am. Eu cred că și bărbații îl au. Așa-i, Vadim, îl au? Da, ei când strezesc femeile mai dimineață, ei tot strezesc să stai să aștept. Așa-i? Bine, n-am spus-o ironic tare, numai un pic ironic. Mersi din toată inima. Mulțumesc și ție, Titania. Mult succes în toate. Estivez în episodul 100. Oh, super! Dacă sunteți vrăjitori, însă... Vibrațiile mele zbune. Da, zbune, zbune. Zbune, da. Care sunt lucrurile care îți plac la oameni? Îmi plac oamenii care... Apreciez la oameni. Oamenii care pot să-și arate afecțiunea liber, fără să gândească o spară slab, care te-au văzut pe stradă și zic, tu arătați bine. Și poate pentru dânsul e ceva nesemnificativ, dar mie îmi ridică disponibilitatea zău. Și încerc să dăruiesc și asta mai departe. Domnul Sergiu. Și vă ocupați, barsetca aici și stă alături. Om de afaceri. Fac dolari și euro. Dar și vă ocupați, spuneți? Cu unireți frumos. Ia că mă uit la dânsul, ele la mine. Da, da, din asta nu se câștigă bani.
Țepca asta nu din uitat la nerez să câștig. Nu înțeles că ceasul e de 15.000 de euro și glumești. 15.000 de euro costă ceasul ăsta? Domnule, eu nici n-am văzut 15.000 de euro, tăți adunat o grămadă. Da? Da? Poți să-i vedem? Eu n-am ținut niciodată 15.000 de euro. 20.000 de euro? Afighet, dar sunt și lei și i-ați spus de sub să nu se vadă că... Descăsătorit. Clar că dacă am avut copii și căsătorit. Da, acum? Acum nu. A plecat tot. Suntem divorțați. Bărbatul, ca toată lumea, s-a dus să facă bani la Moscova. Pe vremea ce e anume la Moscova? Și să vă spun că omul ăsta în viață nu poate să aibă toate. Oare are bani și se dispărțiți, oare stau împreună și fără bani. Și așa e, cu lucru, acolo s-au găsit alte femeie și au pornit altă viață și noi de-am rămas planul 2. Cum ați aflat că el are alte femei? Ei, da, e asta, tot secretul câteodată, până la urmă se află. Dar el nu v-a spus direct? Clar că nu a spus direct, dar prin comportament, prin astea, se vede că cineva de-amă există. Ți-ar plăcea să trăiești într-o lume în care orice tânăr de 33 de ani știi și știi tu. Care e acel lucru? Stima, respectul. Stima, respectul. Care e diferența între stima și respect? Respectul se face cu timpul. Da, stima deodată. Stima trebuie să o ai deodată. Aha. Și normal, depinde de persoane. Okay. Și încă? Stima, deci asta știi tu în viață până la 33 de ani. Și încă? Ai avut iubite până? Am avut. Și te-ai dispărțit de Dumnezeu? N-am fost persoana potrivită. N-ai fost tu sau n-a fost ea? N-am fost eu. Ah, deci până la 33 de ani ai înțeles că nu suntem chiar perfecți, stăți? Da, asta e drept. Nici eu nu sunt perfect. Ai învățat. Învățăm din relații. Și normal. Din orice probleme în viață. Știi că să zici că trebuie să le zici mulțumesc la foștii noștri, pentru că noi din relațiile astea învățăm. Ce ai învățat din relațiile de până amu? Că acum ești celibatar. Am fost prea hapsân, să spunem așa. Uh-huh. Și prea mult tindem la relații când trebuie să mai dau și libertate. Adică erai gelos și o ținei la castrule. Așa ceva. Și cum ați aflat dumneavoastră? Că el, de exemplu, na, ați aflat că are acolo o femeie. Cineva a vrut să facă un bine, ca și l-a făcut. V-a șoptit cineva așa? Da, clar că clar. Credeți că e bine că v-a spus sau nu? Ei, și... Era să mențină familia sau nu? Nu avea să mențină familia, că deam și să strică și știți cum e vorba moldovan, ochii care nu se văd să uită și să urăsc. Chiar să vă spun precis, am o parcă îi mulțumesc la femeia asta care e 15 ani mai tânără și mai are legă de putere, să mai cate de dâns cu eu de mamuia. Dar mai simți ceva pentru el, vei dor? Nu. Da, ură? Nici. Fost o perioadă. Da. Nu ați scăpat de sentimentul ăsta care te poate uși de pe dinăuntru. Ei, așa cu timpul, cu viața. Eu sunt aici, n-am timp. Eu sunt în lucru încadrată. Eu sunt cu copii, sunt cu nepoți, am trei nepoți. Unul vrea și eu, ceilalți. Și eu nu prea am timp să stau. Probabil asta o fi secretul. Îți găsești ocupații cât mai multe, ca să scăpi de durere. Asta. Și al mai bine. Să ai și al mai mult ocupați. Și încadrat în muncă, în mișcare, în fel de fel de ocupații. Numai să nu stai cu gândul chiar că a rămas singur și nu trebuie să nimănui. E că așa-i viață. Asta și e frumos, cu podă, ai văzut pe stradă. E mie casă, eu acolo trăiesc. E că cu asta tot vă mândriți în casă. Cred că da, dar datorită ei. Cum numai ei? Dar dumneavoastră constructor, cred că singurică. Tot era băut și curvărit. Absolut, înțelegi? Numai datorită la soție. Dacă nu era e, casă nu avea să aveți. Și mai multe n-aveți să am. Și mai multe. Eu mă îndrăgostesc nu de om ca om, dar de ori de profesia lui, ori de o calitate pe care aș vrea să o dezvolt și eu în mine. Și e că acum caut să aflu ce mă atrage la un bărbat. Da, nu mi-e ca bărbat. Ce? Nu știu, nu sunt căut. Vezi tu că astea, fetele astea deștepte așa, ele se îndrăgostesc ca niște... Confirm. Știi? Confirm, știam. Am venit pentru 7-8 zile aici. Eu suntem 7-8 zile cosmici și trăim. Și ce facem noi din 7-8 zile? Mizeria asta totală. Ce faci? Uite, numai mizerează aici. El nu face nimic. Viața noastră cam 7-8 zile cosmici. 7-8 zile cosmici noi avem. Și ce facem noi? Asta un fluture în fața noastră, 7-8 zile. Asta. Și fix așa el așa fluturi suntem. Și ce face el? Om de afaceri, Land Rover cu holodilnic în bagajnic. Mă, animală cu bani furați,
Trebuie la unul care n-are, băi, tu înțelegi, ședit la 2000 de lei, trăiește la o dată, la dat. De la omul și ala. Care e obiceiul cu care te mândrești? Că am învățat să mă trezesc dimineața și să-mi dedic mie o oră cu gândurile mele, să ne aud vocile din cap. Cred că asta e super important. Când ce voce ai tu în cap, Valeria? Eu vreau să cred că astea sunt niște gânduri super intelectuale, dar de fapt sunt gălăgii. Gălăgii în cap? Nu uite-ți cred că avem gălăgii în cap, noi nu avem timp în rutină să stăm și să ne ascultăm, să mai vorbim cu noi. Trăim în haos. Uneori, desuri, da. Suntem absorbiți de exterior și uite că mai trebuie să mai... Dar ce mai face Valeria să ia din mine acolo? Cum la noi să stă treabă? Când ai descoperit că această Valerie din interiorul tău e cam sângurică și are nevoie să te bagi înăuntru, să fii cu dânsa ulea? În pandemie. Ce te-a marcat? Treceam printr-o despărțire de marea mea iubire, cum credeam eu la vremea aia, și cumva a venit pandemie, am rămas blocat în casă și zic, și altceva să mai faci. Pandemie și despărțire. Da, și a venit tot la pachet și ne s-a anulat. Visul meu era să ajung la Paris și eram... Visul tău era să ajungi la Titania. Hai, nu spune nimic. A doilea vis era să ajungi la Paris. Și când a venit pandemia și s-a închis zborul și m-am despărțit de marea mea iubire cu care mergeam la Paris, zic, gata. Da, atunci m-am blocat, am făcut frumos la mine la balcon, ne-am pus lumini. Tu ai fost inițiatoare? Nu. Te-ai lăsat? Da. Ai plâns? Evident. Mai plângi? Nu. Și ce a ajutat? Timpul, oamenii, schimbul de mediu, experiențele, așa, vin la balcon. Intrarea în tine? Da, am găscheița aia, am deschis ușa la suflet și am intrat acolo. Acum ți-e interesant cu tine, așa? Cel mai interesant om pentru mine. Eu sunt narcisist, de ușoasă. Te-ai căsătorit? Nu am fost. N-ați fost sau ați fost? Am fost. Că... Ce v-ați despărțit de soție? Cum să-ți spun? Așa știi, cred că am obosit de viziunea asta și de persoana asta și nu am obișnuit pe nimeni. A? Tot frumos, tot... Rămas întâi de gata, eu m-am dus în viața mea cu nereț, le-au uite cât nereț. Da, dar patul e rășe când vă duci acasă. Da, patul e rășe, o maladeț, să legi. Dar eu mă stăr, spun o grelcă de asta, o butelă cu apă, 2 litri de chișare și așa de ghine. Nu ceri mâncare, nu ceri briliante, nu ceri... Și întotdeauna stăți așa la pândă. Da, mă găsești, da? Da, mă găsești la pietonală, ea, ca dimineață, mă găsești pansară. Aș spune pentru oameni așa, cât puteți, faceți bine. Bineînțeles, absolut bine nu se poate făcut. Dar cât puteți, trebuie de făcut bine. Că da. Asta se grămădește apoi în aura noastră, în biapolea noastră, și rău și bine rămâne în noi. Dumneavoastră aura mea o vedeți? Sunteți foarte intrat în lucru și lucru bun și interesant. De atâta sunteți, ați putea să spune aură intelectuală, aură de fapt activă, aură de fapt interesant. Asta se vede, asta se vede nevăruzionul în glazăm, cum zic rușă. Cum o chema pe prima dragoste? Diana. Vă amintiți ce vă amintiți din, de la acea persoană? Ce ați învățat de la persoană ce? Totul e trecător. Chiar și prima dragoste tot e trecător. Da. Traducător în engleză în română. Da. De câți ani? De vreo 10 ani. Și acum veniți la lucru. Da, domnul trenor. De câți ani vorbiți engleză? Câți ani vorbesc engleză? Vreo 16 ani. 16 ani? Da. Dar unde ați învățat? La cursuri. Spuneți-ne, vă rog, hai să începem cu așa. Ce ați vrut să deveniți în copilărie? Cosmonaut. Cosmonaut, dar nu poet. Nu, asta în copilărie, dar pe urmă, când în școală am intrat și frecventam școala, vroiam să fiu poet și actor. Sunteți un om fericit? Da, da, mă consider un om fericit. Chiar, pentru că poezia nu mai poate să te înalță, să te purifice spiritual, să te facă să zbori ca un cosmonaut, așa. Adică mă îndeplineți și alălți vis. Eu vorbesc ca o metaforă. Da, sfaturi de la tine, Iaroslava. În primul rând, toată viața ta, tu vei fi unica persoană care va fi alături de tine. Și niciodată n-ar trebui să te bazezi complet pe alții. Ar trebui mai întâi să stai tu pe primul loc și după aia alții, pentru că ei vin și pleacă. Dar sunteți căsătorit? Încă nu. Dar vreți? Da, da. Dar v-ați îndrăgostit?
Am fost îndrăgostit cu o fată, dar a plecat în Franța. Și nu v-ați căsătorit? Și nu a venit înapoi. Ea s-a dus și v-a lăsat? Da, m-a lăsat. Cum ați trecut peste acest abandon? Vă întâlneați și eu plecat? Da, da, da. Dar v-a spus că pleacă? Da, au spus că pleacă la neamuri și au spus că vrea să întrebe dacă a să ne plinească și au spus că se întoarcă înapoi și nu s-a întors. Greu a trecut peste asta. Da, da, greu, greu. Mai este dragoste după așa trădare? Este, dar trebuie să o găsești. Ați găsit-o? Încă nu. Noi poate vă ajutăm cu ceva. Nu, nu, eu singur, singur. Vă mulțumim frumos. Tu câți ani ai? 29. 29, ce ai învățat? Eu îți dau aceleași întrebări pe care le dau la tăți. Până acum, și crezi că ar trebui să le știe toți tinerii de vârsta ta? Tu ești acum deputat și actriță. Adevărul că da, doar că nu știu dacă... Vai, dar e o întrebare foarte bună. Eu cred că am învățat că moartea și viața fac parte dintr-un... Nu există, știi, cumva o plus valoare, o să dai o valoare mai mare vieții ca să disconsideri moartea, știi? Eu am înțeles cumva că trebuie să ai o atitudine foarte firească față de amândouă și să fii cumva împăcat și cu viața și cu moartea, pentru că atunci când cumva foarte tare valorifici viața și când ai un eveniment așa de moarte, îți dă foarte mult lucruri peste cap. Dar când ai o filozofie corectă față de moarte, tu trăiești și viața altfel. Iată, cred că asta. Dacă aș reformula într-o propoziție mai scurtă, filozofia ta față de moarte îți schimbă atitudinea față de viață. Ce faină chestie! Dar frici! De asta cred că și-am următorul proiect care mi-a să fie votat în lectura întâi în Parlament, este legea crematorii. Da, pentru că eu tot... Adică? Adică ca să-ți permitem ca Republica Moldova, da, să existe un crematoriu. Eu cred că trebuie să permitem acest drept de a alege. Ce chestie, iată noutate. O să fie săptămâna asta dat pe post, așa? Da. Până se votează. Până se votează, da. Noi am primit avizul pozitiv al guvernului, urmează să avem lectura întâi, după asta consultări publice și deja... Crezi că este cerință în Moldova? Nu cred, sunt sigură, pentru că noi am întrebat și datele de la Doina, de la... Cimitir. Cimitir, da. M-a chis cumva combinatul, ceva cumva altfel denumireau. Combinatul. Da, exact, sună ciudat, știu, de asta și creierul meu s-a blocat un pic cu combinatul. Și... Acolo s-a cerut acest servicii. Și servicii și de la Ritus ne-au spus că iau așa cereri, pentru că inclusiv se ocupă cu chestia că oamenii cer foarte mult și ei duceau până acum în Odessa, dar acum Odessa e mai complicat și rămâne Iașul și Iașul de fapt duce în București. Și tot așa o chestie super complicată. Și deja mai am primit și datele de la vamă. Tot. Deci, eu cred că așa, dacă ar fi un proces simplificat, ușor și accesibil, ar fi un număr mai mare. Eu chiar cred asta. Înțeles. Acum să te întreb și tine dacă ai vrea să fii îngropat sau arsă. Arsă, clar. Eu am discuția asta și... Deci bunica mea vrea să fie arsă. Adică la noi cumva e un subiect foarte limpede, clar, așteptat. Eu puțin trebuie să te invit la un episod în platou, știi, că suntem în mai multe detalii. Da, hai. Putem așa pe stradă în 5 minute. Putem, da, și încă am ales un subiect de asta, viață-moarte. Vii? Intersecție. Lângă Palatul Național, Nicolae. Național, Veronica Migleș, Pușkin, noi, moartea și viața. Da. Mersi din suflet. Da, mersi, mersi. Vin, cu mare drag. Eu te aștept să vorbim și despre crematoriu. Super, da. Atunci se votează deja și vorbim. Dumneavoastră ați spus că vă ocupați cu metafizica și sunteți un soi de vrăjitor. Mă puteți ghiși? N-am ajuns la așa nivel. Eu sunt, în general, sunt lider spiritual, asta nici nu ascund. Am în canalul YouTube pus, acolo sunt 7 canale, dar principalul canal are 3.500 de video și am 1.500.000 de vizionări care totuși este. E scris, liderul spiritual... Perusești. Eu am fost la duhovnul lider Anatolii Rusu. Ea că a scris în YouTube. Duhovnul lider Anatolii Rusu. Și o să apare acolo. Nici câștigați bani. Strâng mașini vechi. Ați văzut aici cu nouă mai. Câte mașinile astea vechi, de epocă. Ea că este mașini care sunt făcute cu chin, cu năcaz. În sfârșit am ajuns la esență. Da, da, da. Haideți mai aproape. Eu vorbesc în limba română, dar dumneavoastră vorbiți în limba rusă. De acord? De acord. Cum vă cheamă? Pe mine mă cheamă Iana. Uite, vezi, vorbești română. Eu vorbesc, îmi place să vorbesc limba română, dar lucrez mai mult în limba rusă și am niște probleme. Ok. Spune-te, rog, ce faci, cu ce te ocupi? Eu sunt învățătoare.
de? De scriere. Adică clasa primare. Nu, pe de caligrafie, isprăvlenie pocercă. Nu știu cum va fi. La școală? Nu, la școală, privat. Individual, caligrafie? Da. Mai este azi necesară această specialitate? Foarte tare, foarte tare. Este italian, bold, toate... Da, dar când noi scriem, noi dezvoltăm, dezvoltăm. Acum sunt sigură că ai un sfat pentru mămicii care au copii care trebuie să înveți scrisul. Ce se învață în caligrafie? Da, când dieții pișut at ruchi, ani răzvivăt mozg, ani răzvivăt svoju golovă. Если dieții перестают писать, они очень сильно начинают... Они становятся глупенькими, давайте так скажем аккуратненько. И когда ребенок развивает свой мозг, он, как, знаете, как фитнес для мозга. Ты приходишь, развиваешь свое тело, чтобы оно у тебя было красивым. Так и если ты хочешь, чтобы твои мозги и мысли были красивыми, ты тоже развиваешь это через письменную деятельность. То есть это очень важно. И очень жаль, что сейчас это отменили в школах, и детям из этого очень тяжело учиться. Это очень развивает мозг и помогает не стареть человеку. Потому что стареет в первую очередь его не тело, а стареет его состояние внутреннее. Если мы хотим быть всегда молодыми, я вообще учу детей писать ей двумя руками. Если вы хотите чувствовать себя супер бодро, научитесь делать много вещей не ведущей рукой. Я пишу и левой, и правой рукой, и дети тоже делают задания и правой, и левой рукой. От этого становятся более спокойными, более терпеливыми, дисциплинированными. Че файн. Facem publicitate. Cum să te găsim pe Instagram? Меня зовут Яна Гапиционова. В Инстаграме меня можно найти как Write Read School. Окей. Noi să lăsăm link, oamenii să vadă. Să vadă oamenii și ai mulți urmăritori. Nu, сейчас 3900 у меня. Eu sper să vină mai mulți. Я тоже всех жду и буду рада всех видеть. Să avem creierul antrenat. Dacă nu îmbătrânești creierul, nu îmbătrânești nici corpul. Da, верно. Мне нравится, как это звучит на румынском. Mulțumesc frumos, Яна. Mult succes la școala ta de caligrafie. Спасибо большое. Am învățat că nu există probleme. Nu există, nu trebuie să faci griji de nică. Nu mă moarte, asta e cea mai gravă problemă. În rest, tot e rezolvabil. Și tot așa de... N-are real. Tu peste o săptămână poți nici nu-ți mai amintești că iată, cu 7 zile în urmă acolo era în agonia emoțiilor. Doamne ferește, ce tragedie când n-ai făcut un task la lucru. Sunt chestii mult mai grave. Sunt oameni pe care n-ai să-i mai vezi niciodată și n-ai să-i mai poți spune lucruri și asta e important. Iată, am învățat să spun lucrurile la timp. Merge mașină de 100.000 de euro, de 200.000 de euro. Știu, uite, știi geam la adresa, parcă e un șerpi, numai de drum la iad. Păi, tu că ai blaga asta, ai mașină, ai briliant, ai ceas, ai tot, ai bani. Trebuie să convezi un drăghet, fii zâmbit, oricum acum. Dar așa și... Răutate de... Păi, și ți-o făcut, și ți-o luat ceva. Ai tot, ai. Și nu te bucuri de viață. Au fost oameni care v-au spus că sunteți ciudat. Păi eu trebuie să rezist aceasta. Cei care fac ceva nou fac, ar fi ideal că eu de pildă vreau să fac revoluție în religie. V-au spus sau nu că sunteți ciudat? Păi alții mă iubesc chiar, alții se uit cam așa. Oamenii care progresul iubesc, mă înțeleg și mă susțin. Care iubesc progresul. Dar vă supără când cineva vă judecă că sunteți mai diferit decât ei? Sunt de acel nivel când eu de-am simțesc la depărtare și pot să întâmple. Eu pot să, ia ca eu, dacă unul acolo foarte rău, eu simțesc la 10 de metri, că acolo e foarte rău unul. Eu nu mă duc acolo, eu simțesc vibrațiile. Vă mulțumesc frumos, mult succes în toate și sănătate. Mulțumesc. Mi-a făcut plăcere, la revedere. Și cu asta încheiem această episod 100. Partener general OTP Bank.